și bine ați venit la Profolec, probleme de matematică. Așa, mă, bine ne vedem. Este o mare bucurie să ne vedem. Aștept cu nerăbdare. Cu adevărat, mă simt foarte bine în întâlnirile care le-am cu voi. Deci am terminat o ședință, sunt atât de proaspăt, de parcă n-am făcut niciun minut. Parcă la prima întâlnire, acum cu voi, da? Să zicem. Calculați. Stai. Deci noi încă nu mi-am scot nimic. Păi, dar te pregătești până acum, repede, repede, Davide. Accelerăm, lasă ăla. Că nu-i scrie. Haideți, buguța. 1 ori 9. Deci, calculați. Da, 1 ori 9, plus. Acolată. 7 ori, paranteză pătrată. 1 ori 9. 1 ori 9, plus acolată. 7 ori, paranteză pătrată, 6 minus. 7 ori, paranteză pătrată, 6 minus. 6 paranteză minus. Rotundă, 4 plus 2 ori 3. Închideți paranteza rotundă, împărțirea 5. Așa, deci împărțirea 5. Închideți și pătrata, minus 8. Închideți și acolada, împărțirea 10. Egal. Da. Dar rezultatul se ne dă în 10 sau 1. Nu știu. S-a părțit de 100. Iată ce șmecher este. Și că rezultatul o să dea 10 sau 1. Rezultatul o să dea 10 sau 1. Și el are dreptate. Da. Toată asta împărțit la 10, ai gândit tu, nu? Dar fii atent și aici 9. Ca aici 9 în față. Deci, n-ai mai prins. Ai prins numai atâta. 10, 80, 70. Da, da, da. Și altceva. Dar deocamdată, la prima vedere, așa. Așa. Cum Davide conduce, că mi-e dor să te aud vorbind. Da. 9. Plus, da. Acolada, 7, ori, paranteză pătrată, 6, minus 2. Minus? 6 minus 2. Cum? 6 minus 2? 4 plus 6, 10, împărțit la 5, căi? Păi, ce faci? Miruna, Miruna. Andreea? Daria. Îl trei. 6 și 4, 10, pătrat, 5, 2. Da. M-a alergat din nou, m-a văzut. Nu țineam pas cu tine, deci deodată te rezulta acasă pe asta. Nu. Deci 6 minus 2. 2. Așa. Minus 8. 6 minus 2. 5. Asta e paranteză dreaptă, acum știu. Deci 7 ori 6 minus 2. Da. 6 minus 2 punem în paranteză dreaptă, da? Da. Deci 6 minus 2. Asta. Da. Minus 8. Minus 8, da. Chidem până în acolada. Da. Împărți la 10. Împărți la 10. Egal cu? Egal cu Daria. Daria. Că nu... Păi de-aia te-am și pus. Păi eu fac înainte. Păi uite. Păi ce am te rog. 6 minus 2, când e 4. Da, și vine că deci, 9. Vine 9 plus 7 ori... Stați. Ne dă 10, v-am spus eu că ne dă 10. Așa-i, Daria, dai dreptate. Hai, măi, Daria, ce faci? 7 ori, fă paranteza aia. 7 ori, 28, minus 8, plus 20, 20. Da, deci... 9 plus 2. 9 plus 2, da? 11. Deci 20 împărțit la 10, 2, 9 cu 2, egal cu 11. Da, 11, da. Da, nu am legat. Să vedem. Să vedem. Da. B, acum, la o împărțire de numere naturale, se știe că de împărțitul este 153. Ai spus la data. Deci de împărțitul este 153. D egal cu 153. Restul, 10. Adică de numere, nu ne spune câte numere. Așteaptă, dragă. Iar câtul este mai mare decât, decât împărțitorul. Câtul mai mare decât împărțitorul, decât I. Da. Care este acea împărțire? Să vedem împărțire. Deci, pot să spun o chestie mică? Câtul mai mare. Deci, înseamnă că împărțitorul trebuie să fie mai mare decât 10. Deci împărțitorul... Mai mare decât 10, corect.
De ce mai mare? Că nu înțeleg. Restul e mai mic decât împărțitorul. Deci dacă știm că restul e 10, împărțitorul trebuie să fie peste 10. Deci ieri, i e strict mai mare decât 10, da? O primă observație. Bun, foarte tare chestia asta. Adică invers, restul e mai mic decât împărțitorul și cum restul e 10, împărțitorul este mai mare, perfect. Bun. Și atunci împărțitorul este egal cu depărțitor minus 10. Ah, hai să scriu teorema împărțitului, că mai luați repede așa, da. Nu pricep. Păi da, deci... De împărțitul, zice teorema. Împărțitorul, că noi știm de împărțitul. Dar nu mă scriem teorema. Teorema, totdeauna cu asta... De împărțitul. De împărțitul egal cu împărțitorul, ori zi David. De împărțitul egal cu împărțitorul, ori cât plus restul. Asta e de bază, totdeauna cu asta plecăm. Da? Asta știu. Și echivalent cu? Și acum, ideal înlocuim post 53, se vine 153. Este egal, Davide, cu? Egal cu împărțitorul. Îl știm? Nu. Nu știm. Oricâtul. Împărțitorul, oricâtul. Nici pe cât nu știm. Plus 10. Plus 10. Ce mai știm? Că împărțitorul. Așa, despre împărțitor mai avem o informație. Da. Este? Împărțitorul este egal cu 100. Nu, este mai mare decât 10. Da. Bun. Hai să scădem un 10 din ambii membri. Minus un 10. Minus 10. Și din stânga și din dreapta. Așa este echivalentul. 143. 143, da. Este egal cu împărțitorul minus 10. E egal cu i oricât. I oricât. Păi 10 minus 10, 10 minus 10 s-a terminat. Deci, atenție, noi am scăzut 10 și din stânga și din dreapta. Și aici s-a rămas 43, iar în dreapta nu ai i oricât. De acord? Ia scrie o dată. 100. Ce faci, mă? Te dai bun la? Deci asta înseamnă, noi știm că câtul trebuie să fie mai mare decât împărțitorul. Mai avem informația câtul mai mare decât împărțitorul și că împărțitorul e mai mare decât 10. Da. Dar noi putem să scriem și că împărțitorul este egal cu 143 împărțit la cât? Păi împărțitorul trebuie să fie mai mic decât 153. Asta e sigur. Știți? Împărțitorul trebuie să fie mai mic decât 153. Neapărat, dar chiar aici e mai mic decât 143. El 143 trebuie să fie înmulțirea a două numere acum. Cât oricât se fac 143. Cine asta am făcut ieri, am făcut undeva. 143 nu mai știu minte că am făcut, dar cert este că putem face asta. Putem... Stai puțin. Ce două numere înmulțite se fac 143? Asta o știam. Trebuie să fie ceva cu 60. Trebuie să lăsați puțin să ne gândim. Eu vreau, dar gândiți-vă că amândouă trebuie să fie mai mare ca 10. Ce două numere și câtul și împărțitor să fie mai mare ca 10 și mulțite să fac 143? Sunt mai mare ca 10. Da, am două sunt mai mari ca 10, uite de aici. Păi, dar nu poți să faci deodată, nu? Da, putem să facem și sigur că da. Dacă are 153 sau 143? Nu, noi suntem aici acum, nu mai... Aici am ajuns. Deci două numere mai mari ca 10. Mai două numere mai mari ca 10, fii atent, nu luăm la întâmplare. Da. Atâta, amândouă, și câtul și împărțitorul. Gândește la două numere care sunt peste 10. Cât înmulțite se fac... Peste 10! Păi peste 10, uite, cât e mai mare decât împărțitorul, mai mare decât 10. A, deci cât tu trebuie să fie mai mare decât împărțitorul, deci... Să mă gândim la asta! Da. Dar nu deodată! Gândiți-vă la două numere care sunt dincolo de 10. Strict mai mare ca 10. Cum ar veni 11, 12, 13, 14? Da? Nu ne spune, dar profesor trebuie să fie copii de ștate. Să vedem. Nu, prea. 11... Eu am ceva.
cât? 11 ori 33. Păi, 11 ori 33 cât faci? Că... Numai cu ori 10 fac 330. Numai cu ori 10, dar cu 11 ori. Deci, experiența spune așa, 33 ori 10 fac 330, nu se poate părea. Deci, e vorba de două numere, cât ori cât să depășească ambele peste 10, deci de la 11 încolo, 11 încolo, și să facă 150, 143. Stați puțin, că aproape am aflat. Cred. E cum să vă dați seama? Nu, deci, 15. Trebuie să fie ceva cu 7. Trebuie să termină un număr cu 3, neapărat. Deci trebuie să fie ceva de 63 sau așa ceva. Dar dacă împărțim acolo la... Dar tu n-auzi că dacă te duci 63, ori unul peste 10, măcar 11, faci 600 și ceva. Eu, dacă nu era 10 la la... Păi dacă ne gândim... Păi nu, mai voi. E clar că sunt amândouă mai mari ca 10. Păi nu, noi am zis ce, că cât e mai mare decât împărțitorul. Am împărțit că împărțitorul e mai mare decât 10, decât restul. Stai să cred că am prins. M-am prins. O 132. Ok, deci mai am puțin de lucrat. Lăsați-mi foarte puțin. Lăsați-mi foarte puțin. Gata! 11 ori 13. Cătui 13, împărțitorul 11. Fine! Am făcut 12 ori 12 și era foarte 11 aproape. 11 ori 13, da? 3, 1, 3. Hai să închimezi, 13 ori 11, mai mult îmi place așa, da? 13 ori 11, face 13, iarăși 13, 143. Foarte tare, foarte tare. Da? Deci avem câtul, cât l-am descoperit noi. Câtul egal cu 13 și împărțitorul egal cu 11. Vreți să încercăm să compunem și noi în exercițiu? Da! Că la proof online asta e interesant. Noi numai cât facem exercițiu, vrem să vedem și noi care a fost miezul problemei, cum a gândit autorul ăsta, ce a fost în mintea lui. Acum vreau să compunem împreună, că nici eu nu știu să fac. Da, și apoi să compunem noi singuri. După aceea faceți singuri. Vedeți dacă am înțeles. Da. Da, vede, suntem atenți? Hai să încercăm. Te-ai supărat că mi-ai dat răspuns? Nu. Ce să-ți vreau, că asta e viața. Vorba ta, asta e viața. Da? Da, se spune dolife. Da. Hai să ne întoarcem. Cum o fi gândit el autorul? O plecat la două împărțit. Om lua două numere, 11 și 13. Am văzut că dau. Nu crezi că dau. Omul zic, a adunat un număr mai mic decât împărțitorul, decât cine? Decât 11, a adunat 10. Și luăm și noi și facem două numere, le mulțim. Hai mă să facem acum negreșit. Hai să mă lăsați pe două. Hai să mă lăsați. Gândiți-vă. Deci, două. Cât timp era? Păi nu, gata, că își face drept dacă ai găsit șmecheria. Așa, apoi rezolvăm și care e rezolvăm. Exact, formulați-o cum trebuie și ne apucăm să rezolvăm. Dar noi deja știm cum să rezolvăm, deci doar dumneavoastră, partenerul. Da. Cu partenerul, sigur că am de partener, dar și el îți face ție o șmecherie, na? Nu cred că vei reuși. Ai, nu știu să s-o facă 10 lei. Hai mă, că-i treaba șmecheră, mă știi. Dar nu trebuie să faci fix cu 10 lei. Nu, alți rest.
Poți să faci cu mai multe resturi. Trebuie altă să imaginezi tu problema. Da, 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 da. Alt rest. Nu vă uitați, domnule, să vreți să știți rezultatul. Nu, nu vreau. Împărți la cine? La ei. La ei. Egal cu C. Restul. C, C. Nu știi nici pe ăsta și restul urmă, da? Da. Bine. Și mă pui la încurcătura cu azișul, nu? Se vede. Deci, dacă restul e 1, împărțitorul este mai mare decât 1. Da, vedi, nu? Dacă restul este 1, împărțitorul e mai mare decât câtul, nu? Da, da, împărțitorul este mai mare decât câtul. Mai dai și informația asta, da? Da. Și împărțitorul e mai mare decât câtul, iar împărțitorul, eu știu, că e mai mare și decât 1. Strict mai mare decât 1. Strict. Da, deci 1 e mai mic decât i, iar ei mai mari decât câtul. Bun. Am mai ajutat 2 secunde. Dar nu... Cine a făcut primul? Eu discut cu el acum, să vedem ce fac. Uite cum ce-o fac eu. Că doar tu ai formulat problema și eu trebuie să o fac, da? Și zic, împărțitul egal cu împărțitor ori câtul plus restul, da? Împărțitul la, când ai dat 154, egal cu împărțitorul pe care nu știu, ori câtul pe care ea nu știu și plus restul cât? Restul 1. Echivalentul. Scad un 1 din ambii membri și vine 153 egal cu i ori câtul. Și acum mă întreb eu cât ori, cine ori cine l-a mulțit să fac 153? Despre cele două numere, i mai mare ca 1. Oh, no, ce prost i-a făcut! Deci mi-ai făcut, mai dai de... Îți va ajut de mine. Am rezolvat. Deci îmi dai lucruri imposibile, nu? Eu am făcut unul posibil. Păi da, eu 153. Eu am să împart pe 153. La 3. La 3, o secundă. Hai să vedem dacă eu am făcut bine. Am spus puțin că trebuie să... Se împărtășește problema. Știm dacă se împarte, adunăm cifrele și se împarte. Se împarte, 6, 3. Da, se împarte. 3 în 15 merge de 5 ori. 51. Adică 153 se scrie ca fiind 51 ori 3. 51 ori 3. Și atunci eu 153 îl scriu ca fiind, cum am spus, 51 ori 1. 51 ori 3. Aici stai atentă, Daria. 51 ori 3. Și acum, cine este, unul din ele este i-ul și altul e câtul. Tu mi-ai spus că i e mai mare decât câtul. Adică i este, cum am dat de tine, că i e mai mare decât cât, înseamnă că i-ul este 51, câtul este 3 și totul este perfect. Da. Și problema are rost. Deci măcar eu n-am urmărit. Eu n-am urmărit și n-am văzut. Deci dacă vrei să mi-o dai pe asta, eu pot să fac un lucru. Da. Deci, dar trebuie să așteptați. Ai gândit-o corect, este o problemă. Mai fă încă o altă problemă, te rog. Mai compun o altă problemă. Vreau să compunem după modelul acesta. Compunem egheșiții. Asta este momentul. Dacă l-am înțeles bine, păi asta e. Facem probleme. Să știți că eu l-am înțeles, dar trebuie să fac una ca să iasă bine. Păi, neapărat. Eu nu, altfel.
este o problemă corectă, așa cum a făcut autorul, facem și noi. Așa. Haideți că vă dau una greuță. Da, e deși de fază. Tine. Gata. Sper să cum să vă placă problema mea. Nu pa. Deci, de împărțitul este egal cu 1295. 1295. Restul este 11. E ăla, hai să vedem ce problemă ne-a compus. Vreau să vă, părinții, să participați la asta. Restul este 11. De împărțitul 1295. Restul 11. Restul este 11. Câtul este mai mare decât împărțitul? Cătuie mai mare decât împărțitul. Aflați. Vă las în pace. Să aflăm I-ul egal cu cine și cătul egal cu cine. Eu mai fac una până voi face? Da. Davide, nevoie de un gin. Davide, hai să vedem. Să încurcăm părinții. Să încurcăm părinții și pe profesor. Dar asta e cu acum. Ok, acum fac una și mai grea. Deci de împărțitul 1295, restul e 11, și cât e mai mare decât împărțitorul? Le-a șters pe celălalt din modelul, domnul profesor. Ai de caiet. De împărțitul. Așa, plecăm de acolo, de împărțitul. Egal cu împărțitorul, cât îl pus asta. Așa. Corect. Da. Împărțitorul. De împărțitul, să-l scriu, că la da. 1295. Da. Egal. Egal cu I oricât. I oricât. Plus? Plus 11. 11, da. Echivalent. Echivalent cu... Cred că scădeți un 11, nu? Scădem 11. De la ambii membri, da? Da. Și face cât? Te rog să mă ajut. Și face 1283. 83? 4. 84, 84. Da. Face egal cu I oricât. Și deci pe ei nu știu nici pe cât, nu știu. Domn profesor, părinții trișează, au zbunit-o, au chiulit. Chiulesc, da. 1284 egal cu ei oricât. Vede că face 1284. Adică cât oricât. Da. Să-l descompunem. Dar oricum. Am mai făcut una, domnule. Cât e mai mare decât împărțitorul? Îl împărțim la 3. Iar împărțitorul, fii atent că totdeauna împărțitorul e mai mare decât restul. Da. Da? Deci noi ne gândim la două numere care sunt dincolo de 11. Facem 1284 împărțit la 3. Deci și la 3. Păi noi trebuie să ne gândim la două numere, I și cât, încât înmulțite, cele două se fac 1284, dar ele să fie mai mari decât 11. Da? Dacă nu ne vine în minte, descompunem, facem un părțit, cum ai zis tu. Hai să vedem. Eu am discutat așa, 1284, punem o bară pe lângă și la 2. Ultima cifră, când ultima cifră este 4, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 și 8. Da? Se împarte exact la 2. Da, am făcut să împărțim și la 3. Să vedem. Dar deocamdată la 2. Bine. La 2 de ce? De ce, David, la 2? Pentru că ultima cifră e cu soț. Pară. Da? Și vine 2 în 12. Vine 3. Nu, 2 în 12. 2 în 12, 6. 6 ori. Punem cât? 6, 4, 2. 4, 2. Foarte bine. Și iarăși prin 2 mai merge. Că ultima cifră iar e 2. Da. Și zicem, 2 în 6. 2 în 6, 3, 3 2, 2, 1. Da, nu mai merge. Prin 2 nu mai merge, stop. Iar suma cifrelor, 3, 2, 1, 5, face 5 cu 6. Când suma se împarte la 3.
ce zicem? 1. 3 în 3 o dată. 0. 0 ori 7. 107. Se împarte la 0. 107 nu mai, nu mai știu, nici la 2, nici la 3. La 4, nu? La 4. Dacă nu mergi la 2, nu mergi la 4. Mm-hmm. Daria, nu mai încercăm. Nu la 5, nu, când nu e 5 sau 0. Lăsăm așa, o fi un poate chiar număr prim, habar n-am. Dar cert este că 1200, 1000, scriem și noi, David, hai împreună. 1000, tu ai scris la descompunerea să ne scris-o? Bă, da, am scris-o. Măi, ne-ai scris-o. Am scris-o. Păi, până la urmă, ce-ai scris-o? Dar am scris-o. Păi, nu mai știi, nu ai scris nimic. Doar două relații. Ai scris terminat acum? Da. Bine, hai. Zicem 1200. 1284 este egal cu 12, că e 2 ori 2, 4 ori 3, 12, ori 107. Da. Ha, păi asta îmi trebuia. Două numere care mulțite se fac 12 și 107. Și unul e mai mare decât altul. E așa este. Și amândouă trebuie să fie mai mare decât 11. Cât este câtul, cât este împărțitorul? Păi, câtul e 107. Așa. Și împărțitorul e 12. Termina problema. Excelent. Deci câtul e egal cu 107 și împărțitorul e egal cu... 107? Da. Așa, da, mă scuzați, mă uităm la alte probleme. Și 12. Și poate e făcut problema. Da? Mai am una. De acum am ghicit-o. Dacă am aflat cum se compun problemele acestea, cum? Care e tehnica? Asta e mai grea. Bine, hai să o iau. Hai, fata, că mai avem foarte lipsă. Lasă-o, lăsăm, lăsăm. Zi-mi, te rog. De împărțitul e 6.119. De împărțitul e 6.119. Restul e 5. Restul e egal cu 5. Cât e mai mare decât împărțitorul. Cât e mai mare decât împărțitorul. Vă dăm un sfat, cu mult mai mare decât împărțitorul. Cât cu mult mai mare, da? Păi, așa mai mare, mai mare, până mulți. E mai mare, da? E cu cât mai mult mai mare, da? Și să punem problema să aflăm împărțitorul cu cine și câtul cu cine. M-a prins, e ușor, deci. Începem replica să vezi cum o facem cât de repede. Zică. Nu e așa de greu. Zic. Doar numele sunt mari. Scriem asta. Teorema. Teorema. Zic. D egal cu împărțitor ori cât plus rest. Așa. Și acum scriem 6.119 egal cu I orice plus 5. Perfect. Scriem 5 din fiecare. Da. 6.114 egal cu I orice. I orice. Și? Acum căutăm ca să vedem la toată. Se împarte la 2. Da, începem de descompunerea, da? 6.114 prin 2. Împărțim la 2. 2 în 6. 2 în 6 de 3 ori. Ce? 0. Da. 19. De 5 ori. De 5 ori. 10, în 14, de 7 ori. Așa. Acum puteți să părțim doar la... Stați. Stați, 3 plus 5. 3 plus 5, 8. 8 și cu 7, 15. 15. Adică, da, la 3. La 3 merge. 3 în 3. 3 în 3, 1. Da. 0. Da. 3 în 5. 3 în 5, 0. 3 în 5, o dată. În, cine, în 21. În 21 de 7 ori. 7 ori. Și am obținut 6. Mai merge la împărțit la 3. Mai merge la împărțit la 3, corect. În 10 de... 3 ori. De 3 ori. 3. În, în 1, 0. Nu, în 11. Că 3 ori 3, 9 și-a rămas un 1. A, da. 1 și cu 1, de ce? 11 de... 3 ori. 3 ori. 9, cum a rămas 1? 1? 17. Deci au rămas 2. A, 2, 27, 7, 9. Mai merge o dată în părțile. Mai merge prin 3, da.
1, 1, 3. Dacă era 2, 1, 1, 2. Da. Încă o dată la 3. Nu merge. 2 cu 3, 5. Asta, ce da 5. Și rămâne. Deci 6.000. Zicem 6.114 este egal cu? Este egal cu 103. Deci câți de al de 3? Avem aici 6 ori 9. Da, 6 ori 9. 54. 54 ori 113. Ori 113. Da. Și acum îi pun de desubt. 6.000, zic și eu, 6.114 egal cu 54 ori 113. 113. Unul e câtul și altul e împărțitorul. Și cum cât e mai mare decât împărțitorul, e clar că 113, nu? Da. Deci câtul e egal cu 113, iar împărțitorul e egal cu 54. Tehnica care a aplicat a fost următoarea. Hai să ne spunem, să-i spunem tuturor prietenilor. Dar nu e așa. Cum a făcut? Nu e așa? Împărțitorul e 6. Păi dai, dar nu găsit alte două numere. Și ți-am respectat rețeta. Da, chiar dacă e 6, se putea și 6, clar că se putea. Se putea și 6, putea să mă opresc aici. Dar primul că 6, dar era 6, corect. Și cât era 116. Deci aveam mai multe variante. Dar puteai să formezi problema așa. Să se scrie toate variantele posibile. O, ce multe erau. Foarte tare a fost spus. Toate variantele posibile. Adică, atunci îi rupeai. Da. Pardon să mă da. Deci, în varianta asta, dacă tu veneai, Daria, cu ce toate... Spunea așa. Da. Toate variantele posibile. Așa. Te-ai trezit. Însemna așa. Șase al tău, că noi aveam în vedere totdeauna împărțitorul mai mare decât 5. Corect. Decât restul. Deci împărțitorul mai mare decât 5 după formularea ta. Corect. Și atunci eu trebuia să iau 6. Corect. Trebuia să iau 9, trebuia să iau 18, nu? 9, da. 2, 18. Și deci aveam destule posibilități. Și 2 ori 113 puteam corect. Să iau. Și ce? 3 ori 113. Da. Deci aveam chestiuni destul frumoase. Da, dar rămâne ca idee, ideea. Am făcut acest lucru, Daria, ca să înțelegeți un lucru. Totdeauna când mă apuc de un exercițiu, pentru mine e nouț, că nu știu deloc, n-am nicio idee. Dar vreau să vă mărturisesc ceva care constituie un secret al meu. Le ascultați. Da, un secret. Voi știți că învățătorii, profesorii, totdeauna când se apucă să facă să ducă la lecție pentru a doua zi. Le fac înainte. Asta e. Da. Deci ei își fac tema înainte. Deci ei știu problemele. Dar să știe exact. Da. V-ați întrebat exact. De ce fac asta? Aha. De ce fac? De ce? De ce? Pentru da, că eu nu știu. Da? Nu, nu, asta este o chestiune foarte clară. Nu pentru că nu știu. Atenție. Pentru că nu-și permit ca să deschidă cartea copiii. Și să nu aibă soluția la vedere, să o știe exact. Eu n-am făcut niciodată așa. Deci, în toată activitatea mea de profesor, m-am dus totdeauna la clasă, deschizând cartea și să fac și o problemă. Mi-am asumat un risc imens. A nu se înțelege că totdeauna ne-am făcut. Nu. Dar m-am plasat în haina copiilor și am zis așa, dacă eu nu știu să o fac, cum să le cer lor? Alo. Bună seara. Eu sunt Dan. În momentul ăsta sunt într-o lecție de matematică. Ascultați-mă. Sunt într-o lecție de matematică la televiziunea Prof Online TV. Și nu pot să răspund. Dacă aveți copii, eventual puteți să-i dirijați acolo, să se uite la mine. Dar acum nu am timp să mă uit, să mă gândesc, pentru că mă întrebați ceva de agricultură, nu așa? Da, mai târziu, de la ora 9-10, încolo pot să răspund. Mâine, e bine. Da, perfect. La revedere.
Așa. Haideți să termin povestioara. Deci, eu m-am pus tot timpul Davide, am îmbrăcat hăinuța ta și am zis așa, dacă eu nu sunt în stare să o fac, cum să-ți o cer ție? Nu? Că tu, și la tine la prima vedere, da? Și la tine la prima vedere problema aceea. Și atunci, nu mai bine să fiu cinstit cu tine și să spun așa, haide să o facem împreună, că și tu și eu suntem la prima citire. Da? Și în felul ăsta, voi vă uitați spre mine în felul, cu niște ochișori spunând așa, păi dar e corect așa de abordarea, că nici el nu știu tot înainte. Acum vrem să o rezolvăm împreună. Și încă ceva, nu mă mulțumesc să facem doar problema aceea și totdeauna mă întreb, n-aș putea să găsesc motivul la care să plec să compun și eu probleme? Da? Deci asta e noutatea pe care vă propun. Și acest lucru m-a determinat să pot sta și chiar în fața camerei de filmat. Deci eu nu mă sperie de chestia asta, că nu pot face. Nu pot face, care e problema? Om sunt și eu. Mergem mai departe. Zic. Câte numere naturale mai mici decât 100? Câte numere naturale mai mici decât 100, dar auzi? Putem pune în locul lui Y pentru a obține ca rezultat un număr natural. Și acum vă zic. Ce? Nu, da. Deci câte numere naturale mai mici decât 100 putem pune în locul lui Y pentru a obține ca rezultat? Deci mai mic decât 100. Putem pune în locul lui Y. Cine sunt acestea? Câte sunt? Da. Pentru a obține ca rezultat un număr natural. Într-o paranteză, Y plus 5. Y plus 5. Împărțit la 2 egal cu... Nu știu să termin asta, pot să scriu. Da. Y plus 5 împărțit la 2 egal cu? Egal cu? Să mai vedem formularea, că n-am înțeles-o prea bine. Câte numere naturale mai mici decât 100 putem egal cu un număr natural? A, egal aici la împărțire? Da, un număr natural. Un număr natural. Pentru a obține ca rezultat un număr natural. Da. Mă citim cu atenție. Că câte numere naturale mai mici decât 100 putem pune în locul lui Y? Pe cine putem noi pune aici în locul lui Y mai mic decât 100? Pentru a obține ca rezultat un număr natural. După ce adunăm cu 5... Apoi Y e în ăla. Din 2 în 2! Putem spune 1. Dacă zicem 1, 1 și cu 5 face 6. Se poate la 2. Da. Da? Primul număr este 1, apoi, da? Apoi putem să punem pe 3. Deci Y cu 1, copii, Y cu 1 egal cu 1 astfel, da? 9. Y 2 care este? Următorul? 3. 3. Că e din 2 în 2, că dacă punem 2 acolo, 5, 2 plus 8, 5. Da? Deci toate numerele impare, fiindcă se adună cu un număr impar. Asta era șmecheria. Și ultimul număr, deci de la 1, 3, așa, tot așa, până la 99. Da? Până la 99. Până la 99. Cred că aveți dreptate. Deci, da, deci numele așa, sunt. Numele sunt care? 1, da. 3, 5, 7, până la 99. Dar câte ori fi? Suma legală. Da. Dar nu trebuie să adunăm, nu trebuie să adunăm. Noi să le numărăm. Da, profesor. Păi nu, sunt 99 de ce? 99 de numere. Ba dacă facem 99 minus 1 plus 1. Și de la 1 până la 100 sunt 100 de numere. De la 1 până la 99, nu. Nu bada. Nu bada. Eu am spus, nu-i de acord. De ce nu ești de acord? Deci nu sunt 100. Sunt 99 de numere când noi elici pe 2 și pe 4. Asta, când le iei pe toate. Când le iei pe toate consecutive, da? Dar aici din 2 în 2. Adică faci... Păi, într-o grupă de numere, sunt câte numere pare? Stați! Deci, eu... Nu taci! Am zis stați! Stați! Am zis stați! 5 numere, 45 de numere, cam așa tragi tu cu... Pare a fi! 45 pare! Deci 1, 3, 5, 7. Nu trebuie să le numărăm. Nu trebuie să le numărăm. Fiecare grupă sunt câte 5 pare.
În fiecare grupă, care grupă? Adică de la 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Până la 10. Tu vrei într-o 10 să le numeri? Da, așa vreau. Da. Și mai ușor. Deci într-o 10 câte sunt? 5. 3, 6. 5. 5. Și am făcut așa. 5, 5, 5. Păi 5 ori 9. 5 ori 9, 45. Și mai este și 9 asta. Și 9 asta, 5 ori 9, tot 45 plus 45, nu. 45 plus, ori... plus 9. Plus 9. Nu plus 9. Minus 9. Că de la... Nu, 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 păi, dar până la 90. Până la 90 ar fi fost 45, David. Da. Deci până la 90, 45. Pe urmă, 91. 93. 95. 96. 50 de numere. Bravo. Da, da, deci așa ai gândit tu. Vezi? Dacă ai spus dumneavoastră că până la 90 în 45 și acolo mai erau încă 5. Încă 5, sigur, că era din nou în zonă. Deci sunt 50 de numere. Dar da, vede, poate n-am fi putut așa. 99. Sunt 45 de numere, nu 49 de numere impare. Sunt 40, chiar 50, mă. Nu. Păi și 99 este. Dar nu se pune că 50 plus 50, 100. Păi da, eu zic că sunt 50 de un fel și 50, sunt 50 impare. Da. Și 50 pare. Păi 50 plus 50? Nu fac 100. Da, dacă nu scrie 99. Sunt 49 impare. Da, pare. Dacă aș fi zis cu inclusiv 100, ar fi fost 50. Dar așa da. Sunt 50 pare. 50 impare. Păi mă, nu se-au fost până aici. Ba, dacă e același lucru. Deci 50 impare. 50 impare și 49 impare. Da. Nu. 50 impare și 49, nu, 50 impare și 49 așa, impare. Așa, 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 da. Daria, hai să vedem aici. Urmărim. Da, da, ne întoarcem. Daria, tu ai încercat să faci un lucru interesant, dar ai abandonat foarte repede. 99 minus 1. Deci, din capătul ăsta scădem pe altul. Da? Cât ar fost? 99. Uite, 99 minus 1, Daria, împărțim la 2. Din cât în cât sari ei, da, și adunăm plus 1. Și practic era 99 părți la 2. 99 minus 1 cât face? 98. 98. Împărțim la 2. Ne dădea 40 și... Stați puțin. 49 ne dădea. 49 plus 1, 50. 50 numere. Deci da, se putea. Da! Acum vă întreb, câte numere impare sunt între, atenție, între 53 și până la 143? Păi dacă numere impare, o, la asta eu nu mă bag la asta. Câte numere impare sunt de la 53 până la 143? A, e ușoară. Și am acolo din nou. Deci stai! Vezi aia că mi-ai dat ideea ta. Nu te-am las. Păi, stai puțin, David, ce am vedat. Gata, 72 de numere. Da? Stai să fac și eu. Prank! Te-am făcut. Ați auzit dialogul, superb. Zic, el se tea de vorbă și spune, băi, David, ești cel mai tare. Bravo, David, ești cel mai tare. Tu vorbeai cu tine? Da, da, îi spune lui. A terminat acum. Și care sunt? 72 de numere. Câte? Mie nu mi-a dat așa. Dar acolo trebuie să faci 143 minus 53 într-o paranteză. Împărțit la 2 plus 53. Plus? 53. Și plus 53. Am greșit. Asta e alta, nu, domnul profesor? Da. Câte numere impare, îmi pun o problemă acolo, câte numere impare sunt la 53 până la 143? Sau nu, că trebuie...
Nu, nu am făcut bine. O fac eu acum, ceva de varză. Ia zi, câte sunt, Dania? Câte ai zis că sunt? Nu știi. Are idei? Sigur că da. Dar ai sigură chestia, ai adunat mult, nu 50 tu ai adunat. Aleluia! M-a prins? Deci era 46 de numere. Așa, poate 46 de numere sunt. Acum calculele și voi termina înainte lui Daria. De fapt, eu deja am terminat. Câte sunt, Daria? 46 de numere. Normal, dar uite mai aveți formula pe tablă. Da, eu am spus minus 1, minus 1, împărțit la 2. Deci ăsta minus ăsta, împărțit la 2, că sar din 2 în 2. Nu mă vreau din 1, da. Așa, și plus 1, că luăm și cu capetele, da? Că s-a întâmplat să fie și cu capete luat aici. Bun. Mai vrem unul, domn profesor. Mai vrem unul, da? Da, multe vrem. Bun. Uite, Davide. Vreau așa, între 70 și între 70 și 143, câte numere sunt? Gata, da, pare sau? Nu, câte numere îmi pare sunt de la 70 până la 143. Am uimesc. În zona asta. Da, dar vreau să-l mențin responsabilitatea. Și domnul profesor, eu vă arăt că am făcut. Vreau să vă arăt responsabilitatea. Fii atent, fii atent. Păi da, sunt atentă. Da, vedeți că am zis de la 70 de data asta. Și a zis toate? Toate numele îmi pare de la 70 până la 143. Îmi pare? Da. Aaa, dar nu ați zis impare. Poate numele impare de la 70. Impare, am zis impare, am zis impare. Poate numele impare de la 70 la 143. Aaa, poate numele impare. Deci, am crezut că ați zis numerele care... Hai, gata, calculează, nu mai vorbim. Da. De la 70, zice domnul profesor. Da, de la 70, toate numele impare până la 143. Asta e tare chestia. Eu nu mai, eu deși ce am făcut, am părțit la 3. Dar ce ai părțit la 3? Nu, că ca să sunt parte exacte. Nu. Nu. Era imposibil. Poanta, poanta e tare aici, dacă voi vă prindeți. Băi, dacă vă prindeți, băi, dacă vă prindeți, eu sunt foarte, foarte, foarte bucuros. Câte numere impare sunt aici? Păi, ha. De la 70 la 140. Ar trebui să pornim de la 71. Asta-i. Asta-i. Știi ce am făcut eu? Deci eu am... Păi 70 impare. Am scâniat-o. L-am pus... Uitați ce am făcut. Ce-i tăiată? Da. Asta a fost capcană, măi. Capcană, da. Deci v-am pus 70, că știam, faceți scăderea repede, nu sunt parte la 2, intrați în panică, dar voi spune, dar asta nu mă interesează. Și când te dea 12 numere. Cu 71, ce? Lasă, acum facem cu 71 și vedem ce. Dar stați că nu, n-am făcut bine. Păi, probabil nu o să o vedic bine. Păi, bine că 143 minus 71. Dar nu ce spune, să nu spune. Cu 71. Ia fă. Oh my god. Dă-ți formula să văd dacă ai înțeles. Da. Cum? A, după ce termin. Dă-ți formula. Eu aș vrea să văd dacă înțeles. Da. Băi, da, scrie mai copii. Da, da. Să-i formidabil de frumos scrie mai. Nu, n-aș reuși să știi. Oh. Și eu mă străduiesc, dar nu reușesc ca tine. David, dar să-mi zici formula, să vedem. Eu vă spun după, că i-am terminat. Uite. Domnul David, ți-ai ai făcut? Da, uite, m-am grăbit. Dacă cât ți-o dat? 82. Nu, nu știu, înseamnă că n-am înțeles, domnul profesor. Dacă era 82. Vă spun cât mi-a dat? Hai, te rog să scrii. Frumos. Am zis-o... A glumit, domnul profesor. Poate așa. Nu există... Am văzut, am scris la cuiva ieri, nu? La Călin Bacă, de clasa 7. Impecabil. Impecabil. Ăla am zis, dar...
Oricum, cât m-aș grăbi de tare, tot frumos trebuie să scriu. Dar tu știi ce bine merge? Și la învățătură și atunci, din cauza că e ordonat, așa de frumos. Când îți merge mintea și arunci așa, împreștea peste tot. Așa e și capul tău. Spune unul ca mine, că am de suferit din chestia asta, pentru că nu sunt suficient de ordonat. Și am greutăți. Nu învăța ce-i rău de la mine. Vase ce-i bun. Domn profesor, ei, oricum scrieți frumos. Da. Domn profesor, vedeți că n-am priceput, David, dacă a dat răspunsul. Păi da, David, din ăsta de aici, scădem pe ăsta de aici. Păi ia scade, cât îți dă? Ia, de dea 22. Nu, scade 142, 143, 71. Cât dă? Cum să dea 22, Davide? 72. Uiule, 72. 72. Păi dacă scriu... Deci egal cu 70. Oh, mi-am dat 72. Am făcut ori. Și 22 împărțit la 2 era 11, plus 1 era 12 și tu ai zis 90, 80. 72 împărțit la 2. Așa. Care e 36. 36 plus 1 egal cu 37, da? Deci atenție, David. Câte numere, da? Câte numere pare, câte numere pare sunt de la pare. 71, da? De la 71 până la 143. Câte numere pare? Începem de la 72 până la 140. Până la 140? Pare vrea. 2. Corect? 3, 2, 3. Hai, repede! Deci de la 72, de fapt, povestea este, până la 142, care sunt incluse aici. Start! Domn profesor, ți-a arătat aia. Ai tot ce trebuie să faci. Fă să treci un pixel 2. E, da. Nu e foarte greu. E. Dar, clar, e priceput, nu? Deci capcane din nou. Am dat de 71 și 143, dar, de fapt, trebuia să dau de la 72 la 142, incluse aici, din zona asta, și dintre ele, toate celelalte care sunt, inclusiv capul, deci așa trebuie gândit. Dar, acum, să încercăm altceva. Uitați-vă așa. Da, mai am, domn profesor, să știți cum am? Imediat, da. Ca să-mi termin ideea și că să-i potolesc, că tot încerc și altceva. Deci, 3 ce face? Nu, 4 de la 4 7 10 13 și așa mai departe până la 91 până la 91. Câte numere sunt? Trebuie să de la 4, 7, 10, 13 până la 91. Două pari și două impari. Davide, trebuie să faci singur. Nu deci trebuie să te iei numai, domnul profesor, că domnul profesor te păcălește. Da. 4, 7, nu, numai atâta întrebare este. Câte numere sunt de la 4 până la 91, dar în ordine așa. Atenție, când la 4 sare la 7, pe urmă la 10, pe urmă la 13. Am prins, domn profesor, nu mai te prins. Da? Te-ai prins? Da. Câte numere sunt în zona asta? 4, 7, 10, 13. Vreți să murim? Nu vă spun nimic. Nu tăcut. 4, 7, 10, 13. Stau puțin. Nu am profesor. Da. Ah, nu, gata, lăsați-mă. Domnul profesor, nu se poate împărți. O, stați, domnul profesor, stați acum. Secunda. Ba, da, se poate împărți. Gata, domnul profesor. Vă dau numărul? Câte? 30 de numere.
30 de numere? Am făcut 91 minus 4 paranteză împărțit la 3 plus 1. Corect. Și mi-a dat 87 împărțit la 3 plus 1, care mi-a dat 29 plus 1, care mi-a dat 30. Hai mă, împarte la 3 și mechera. Păi, pentru că ea vede că din 3 în 3 sar aici. Data trecută am împărțit la 2, că erau din 2 în 2. Da? Deci, din ăsta, scădem pe ăsta, deci din 91. Minus 3. 91 minus 4, totul de împărțit la, la cât împărțim? La 3 de data asta, că sară din 3 în 3. Și plus 1 pentru că luăm și capetele. Și atunci vine 91 minus 4, cât vine aici? 80 și... Cât vine? 91 minus 4? 91 minus 4, vă spun că era cum? 87. 87. Împărțit la 3. Cu ghici, dar care face cât? 29 plus 1 și egal cu 30 de numere. 30 numere. Dacă erau din 4 în 4, la cât împărțeau domn profesor? Dacă erau din 4 în 4, împărțeau la 4. Da? Și asta e șmecheria. Da. Dar câte numere sunt din 3 în 3 mergând dacă aș fi început cu 3? 3... 4, 4, 7, 10. 56, domn profesor. 46. Nu, 3. 46, 9. Stai mai puțin. 4, 7, 10. Dar stai puțin, că nu... Deci, mergând din 3, da. 56. Dar nu e 3, 3, e 1, apoi din 3.